mesaj de poveste, se lucrează la castel, se plantează flori, pace. Atât de frumos aici. Alea este spectaculoasă. Băi, bagă suculetul ăla în spate. Ole! Ole! Eu-ți-a-tate! Cum ești, Cristi? Peisajul este de poveste. Castelul Cantacuzino. Cristi, bagă-te și tu acolo. Ce frumos! Foarte frumos. Da, un peisaj de poveste. Un peisaj de poveste. Doamne, dar cât de frumos poți. Îmi place că nu este soare. Dacă era soare, nu se vedea foarte bine. Peisajul este mirific, mirific. Foarte. Văd că orice castel are personalitatea lui, este total diferit de Peleș, de Bran. Și Bran avea o grădină foarte frumoasă, impresionată, dar castelul Cantacuzino chiar este foarte frumos și grădina este foarte îngrijită. O să vreau și eu să mă dau pe leagănele alea, Cristi. Dar când ieșim? Da, când ieșim vom explora mai mult grădina. Acum ne îndreptăm să intrăm în castel, pentru că avem oră. Aici se intră cu ora fixată. Hai, Cristi, la castel, că avem dineu. Oh, dineu? Mâncărică, mâncărică. Haide, hai că ne așteaptă. Au pregătit masa, este 12:05. Suntem invitați aici la castel să servim masa cu poștii regi. Eu nu știu care au fost aici. Băi, dar cât de frumos este. Aici la castel au și aspiratoare de-astea moderne de tuns iarba. Foarte tare, foarte, foarte frumos. Cristi, ia bagă-te și tu puțin acolo. De ce? Bagă-ți capul acolo. Da, haide să mergem în interior. Am ajuns și la poarta castelului. Sunt bucuroasă că au și terasă să servești ceva de mâncare aici la castel, la fel ca și la Bran. Bineînțeles că îmi voi lua tot burger regal, sper să aibă burger regal, dar vom vedea. În timp vom vizita castelul în interior, după care vom servi ceva de mâncare aici, apoi vom vizita în detaliu grădina aceasta superbă, de-a dreptul mirifică. Foarte mulți turiști, ceea ce este bine. Înseamnă că România este căutată și vizitată. Da, abia aștept să intrăm în castel. Ești pregătit, Cristi, să intri în castel? Am intrat în castel. Castelul Cantacuzino s-a ridicat cu hotărința prințului de obiectivul Cantacuzino.
carcinom, pentru dezvedea gustul de deasupra și vinului, între anii 1901-1911. Aceasta a fost reședința de vară a familiei, reședința principală fiind Palatul Catacuzino, actualul Muzeul Georgenescu din București, de pe care ne pomenim. Arhitectul acestei clădiri este Grigore Cerkes, îl puteți vedea în desenul grafic de Cășelia. Acesta a proiectat nu doar castelul în care vă aflați dumneavoastră astăzi aici, ci și foarte multe clădiri și fațade din București, printre care și fațada muzeului Antima. Grigore Cerkes a ridicat acest castel în stil neoromânesc, iar aici mă refer doar la partea arhitecturală exterioară a acestuia, pentru că interiorul castelului reține multe influență bizantină. Rădăcina principală a acestei familii se află, de fapt, în interiorul bizantin. La origini, această familie nu a fost o familie românească. Numele original al acesteia a fost Cantacuzenos. Aceștia au fost greci care au migrat în interiorul bizantin și de acolo mai târziu de cursul istoriei în țările române la noi, sub formă de natură balată, cum ajunge și acolo. Odată cu naționalizarea și cu instaurarea regiunii comuniste în România în 1948, toate obiectele și bunurile de valoare din... Și cu instaurarea regiunii comuniste în România în 1948, toate obiectele și bunurile de valoare din acest castel au fost luate. Iar aici includem corpurile de iluminat sau candelabrele, cu o singură excepție care a mai rămas original în castelul, vă vedea sala de bal, mobilierul care a fost prezent aici, tabloul și toate cărțile care au fost prezente în Biblioteca Prințului, număr de 129. Mi se mai spunea la balul, datorită averii sale colosale pe care a deținut-o în timpul vieții. În anul 2004, castelul este retrocedat Ioanei Cantacuzino, o nepoată foarte depărtată a Prințului, doar că aceasta decide să vândă castelul, din cauza faptului că era foarte înaintată vârstă și din cauza faptului că nu avea copii. Ghidul ne-a zis că podeaua este originală și s-a păstrat foarte, foarte bine. Atunci când intrați în castel, aveți un ghid care explică tot ce s-a întâmplat și cum a început povestea acestui castel Cantacuzino. Foarte frumos! Am avut un timp, cred că de vreo jumătate de oră, să înțelegem istoria acestui minunat castel Cantacuzino, inclusiv ne-a zis și detaliile acestei porți uși. O istorie frumoasă are acest castel. Avem aici câteva fotografii cu Regina Maria. Ce scaune frumoase! Vai, cât de frumoase sunt! Foarte frumoase! Modelele sunt originale, dar restaurate. Îmi plac foarte mult ușile astea, imense. Și din nou, tavan spectaculos. Care este rămâne cu restul din gării de pe perete. Prin urmare, nu aștept nimeni această pictură.
deranjată, dar și ascunsă la același timp, fiind descoperită la prima restaurare din 94. De atunci până astăzi nu a fost restaurată deloc și de-o frație de Antaramentele Unite și partea de Sfântis sunt pintate de piele de Cordova. Pielea de Cordova este o piele de patru dură și ascunsă la același timp, care vorbim din sub spate și este foarte rezistentă. Dar o să vă privați la unde unde se trage el, cum a sată, sunt formă de pictură murală, blazoane, influență și așa mai departe. Și acum vreau să vă spun de pauză. De castelului. Balcon spectaculos. Balcon foarte frumos, de unde se pot admira munții. Foarte frumos. Miroase și a mâncare, Cristi, pe mine m-a luat foame. Dar n-au burger. Ce facem că n-au burger? Este foarte frumoasă de aici, de la balconul castelului. Foarte frumoasă. Urcăm acum pe niște scări foarte frumoase, din lemn masiv. Vreau întâi să las oamenii și noi vom urca la urmă, că este foarte aglomerat. Sus spune că este o expoziție foarte frumoasă aici, din castelul Canta Cuzino, așa că... Cristi! Unde ești? Ai urcat, Cristi? Nu-l mai găsesc pe Cristi. Acum urcăm pe scări. Doamne, dar ce frumos este aici! Foarte frumos! Avem chirurgie. Expoziția este una foarte frumoasă, meridianul vertical, ia să vedem, carul roman, vai, dar ce piese superbe, ce o fi asta, cred că aici... Câte stricăți ce înseamnă? Le folosesc pentru a lucra și face comunități. Foarte, foarte, foarte. Da. Castelul Canta Cuzino este un castel super. V-am spus că sunt obiecte interactive. Chiar acum să vă văd cum refaceți acest art roman. Nu aveți voie să atingeți obiectele. Este foarte frumos, este o opere de artă spectaculoasă, nu? Cum ți se pare castelul Canta Cuzino?
Ok, simplu. Simplu, dar frumos, cu o arhitectură extraordinară de frumoasă. În gardă, Cristi, în gardă. Ia-o de la și apără-te, luptă-te, luptă-te. Vai, dar ce frumos echipamentul regionalilor romani. Un echipament foarte frumos. Spectaculos. Asta în miniatură, stai puțin. Uite, asta în miniatură care se arunca cu bile de foc, da, foarte frumos. Da, onagru. Asta e ceva, da, foarte frumos executată. Am vizitat castelul, acum vom coborâ în curtea interioară a castelului. Un tur foarte frumos, dar vom ajunge și la un magazin de suveniri, pentru că vreau să-mi achiziționez și ceva de aici, de la castel. Am ajuns și la magazinul de suveniruri de aici, din interiorul castelului Cantacuzino. Vrem să ne uităm și noi să vedem ce ne achiziționăm de aici, din castel. Ia să vedem ce obiecte are. Foarte interesant. Magneți de frigider. Am ieșit și din magazinul cu suveniruri de aici, din interiorul castelului Cantacuzino. Și ce am putut să-mi iau decât magnet de frigider, așa, foarte frumos. Aici suntem în curtea interioară a castelului și vrem să vedem unde ne vom așeza să mâncăm și noi ceva. Vom studia îndeaproape meniurile, dar am văzut acolo că la intrare în castel mai este o terasă. Și asta este terasa din interiorul castelului. Destul de frumoasă, destul de interesantă, dar parcă cealaltă avea o vedere și la munte. Acum nu știu, încă nu ne-am hotărât. Cristi, unde zici să mâncăm? Nu știu, o să vedem. Da? Da. Rămânem să studiem puțin și după aceea vom vedea unde vom mânca. Până la urmă m-am hotărât, nu voi servi acolo, că nu am vedere la muncă, că este același restaurant, dar are mai multe mese, așa că m-am așezat aici, în mini-complex acesta, unde am și vedere la castel, dar și vedere la munte. Pentru că despre asta este vorba. Acum vom alege meniurile, vom vedea ce vom servi. A venit și berea Nena Ian cu blondă aici la castelul Cantacuzino. Este prima oară când servim bere Nena Ian cu. N-am văzut un comerț pe acesta. Haideți să și gustăm să vedem cum e. A început și vântul aici la castel. Sperăm să ne lase să mâncăm în liniște. Ia să vedem cum este berea. Ia, Cristi. Dă pe îndepărtat ca să filmești asta. Bere Nena Iancu, să vedem ce gust are. Foarte bun, are un gust ușor de soc, așa, de suc de la de soc. Foarte rece. Foarte bună. Bere Nena Iancu, aici la castelul Cantacuzino, cu vederea aceasta spectaculoasă. Cred că orice-i bea și ce-i mânca cu un așa view este ceva de vis, ceva unic în viață. După 2 sau 3 ore de vizita castelul, bineînțeles că ni s-a făcut foame și acum așteptăm comanda să vină. Abia aștept ceafa de porc, abia aștept. Sunt foarte curioasă ce plating are.
Până atunci savurăm berea, nenea ia, cu noroc. România, noroc, dragi și prieteni. A venit și mâncarea, ceafă de porc cu cartofi prăjiți, doar atât. Sincer, nu prea place cum arată, mi se pare așa un plating de fast food, având în vedere că suntem aici la castel, asta chiar este dezamăgitor, dar peisajul, viul din jurul mesei face totul. Mă așteptam să fie mai elaborat, având în vedere că am plătit pe ea 65 de lei. Dar cu siguranță ne va sătura. Hai să vedem cum sunt cartofii. Este bun. Am așteptat cam vreo jumătate de oră după ea, ceea ce înseamnă că ne-au pregătit-o pe loc. Dar parcă obișnuită ca la Castelul Bran să fie mai frumos, un plate, putea să pună și o murătură, putea să pună, dar asta este. Important este că este proaspătă și că avem peisajul acesta de poveste. Cristi, ce faci acolo, Cristi? Ce faci aici, Cristi? Joc mâna. Ce servești tu acolo? Eu zic să treci și în partea asta, la altă, la... Cântăm și mie o serenadă la... Cum se cheamă instrumentul acesta? Contrabas. Contrabas? Violoncel. Violoncel. Pe lângă drum, pe lângă gard, pe lângă... Din buștene. Pe lângă drum, pe lângă gard. Vai, dar ce frumoasă este alea aceasta de la Castelul Cantacuzino. Am mâncat, am băut, ne-am îmbătat aici la castel, de totul mi se pare acum cam poveste. Am și uitat că mâncarea arăta ca la fast food. Totuși, aveam și noi o așteptare că prezentarea, platingul este mai spectaculos, dar... Dacă mai bem o bere, ne ducem în... În iaz acolo să prindem pește. Da. Dacă mai avem o bere, da, chiar că mergem să prindem pește și mâncăm ca vikingii aia, așa, rupem din el cruzi sau ca ursul. Sushi, ca japonezii, și sushi. Aha. Unde vrei că există mai urși păscări în sus? Mai poți? Da. Hai să mergem, dăm berea jos. Da? Hai. Poate ne... Vai, dar unde ducem acolo? Da, e un traseu către uși, cred că. În pădure nu vreau să urcăm, Cristi. Dar nici aici nu cred, că mi-e cam teamă. E un traseu acolo? Doamne, dar peisajul este de poveste. De poveste. Mirific peisajul, mirific. Atențiune, națiune, călărețul cu cap s-a reîntors. Da, foarte frumos se reabilitează castelul în continuare, oamenii repară, lucrează. Noi acum ne plimbăm prin grădina castelului. Cantacuzino, e că am zis de foarte multe ori castelul Cantacuzino, nu crezi? Da. Acum vreau să mergem la leagăne acolo. Lumea face poze acolo, se dă în leagăn, dar sper să apucăm și noi. Ce faci, Cristi? Cum este?
Este într-adevăr o senzație foarte plăcută. Te dai în leagăn la castel. Ai priveliște frumoasă din toate unghiurile. Zboară, Cristi, zboară! Zvară, Cristi, zvară! Cristi, ce specialitate îmi vei face acum din pești ăștia din piscină? Băi, dar ce frumos sunt! Dar să știi că sunt destul de mari! Sunt mărișor, mărișor! Sunt o grămadă, dar mai mult pe partea cealaltă, dar acolo fântâna... Ia uite ce nu sunt. Un păsăr prăjit, vă rog. Domnul bucătar, un păsăr prăjit se poate? Imediat. Cu cartofi natur și cu vin alb. Cu sushi și uda. Ne-am urcat într-un turnuleț, de aici se văd mesele unde am servit masa, foarte frumos se vede de aici de sus. Castelul de la înălțime văzut, și curtea interioară.